eu și foarte mulți colegi de-ai noștri am fost niște susținători ai campaniilor de vaccinare și, culmea, poate unii ori fi făcut-o și stimulați financiar. Eu, unul și știu mulți în jurul meu, am făcut-o fără să avem vreo legătură cu toate mizerile din acea perioadă ale guvernului ăsta al nostru, care a transformat, hai să o spun în cel mai brutal mod, campaniile de prevenție și de vaccinare și de tot ce vreți în obiect de jmen. Asta a fost în România, să ne amintim, de pe vremea lui domnul Câțu și ai tuturor domnilor care au găsit o variantă să mulgă niște bani și se redirecționeze către prieteni și tot felul de obligații. Asta a fost. Dar revenind acum la miliard de euro pe vaccin, da, dacă nu, un miliard de euro tot ce a gestionat Unifarmul, tunurile și așa mai departe, plus niște sute de milioane pe campanii de cum să purtăm masca stânga, dreapta, sus și jos, cum să ne vaccinăm, cât să ne vaccinăm și cum să nu îmbolnăvim pe ceilalți, pentru că ei spuneau că asta a fost realitatea. Previne transmiterea. Dar, repet, eu mi-asum cămânat atunci de momentul ăla, cum până la urmă toți eram, hai să ne amintim când ce psihoză intrasem, că țin minte că atunci când ajungeam acasă, din puținele momente în care fugeam chemat de datorie, de meserie, parcă intram într-un incubator, în ceva, mă punea nevasta să mă dezinfecteze. Mai, de ceva groaznic, toți am trăit lucrurile astea. Deci cumva intrasem în această psihoză, iar ceea ce noi încurajam la vremea respectivă, și anume oamenii să asculte medicii, să se protejeze, să poarte mască, să se vaccineze și mai departe, erau niște, de fapt niște lucruri în care noi credeam, pentru că, până la urmă, asta e specific uman. Îi asculți pe experți. Sincer, m-am vaccinat cu 3 doze. Am avut și o perioadă în ultimele luni de zile în vară în care nu m-am simțit deloc bine, am avut tot felul de atacuri de astea la inimă și așa mai departe, m-am dus și la control și slavă Domnului, au fost ceva temporar, dar cred, văzând tot ceea ce se întâmplă, mi s-au spus că au fost niște dereglări pe fond limfatic și așa mai departe, cred că sunt din cauza vaccinului și au fost deloc neplăcute, adică au fost foarte neplăcute. Sincer, dacă aș putea să dau timp înapoi, nu m-aș vaccina. Am făcut COVID în urmă cu vreo 3 luni de zile. Mi-am pierdut gustul și mirosul pentru 2 zile. M-a durut gâtul 3-4 zile. Am avut răceli mult mai grave la viața mea. Și acum și eu, ca tot românul, ca tot omul, mă gândeam, bă, dacă n-aveam vaccin, probabil era mult mai nasol. Nu sunt atât de convins în clipa asta. Și sincer să fiu, îmi dau seama că există efecte adverse majore. Îmi dau seama că s-au luat niște decizii pe genunchi, îmi dau seama că acest virus nu a apărut pe cale naturală și cu siguranță, cum a spus fostul și viitorul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, este un virus chinezesc, cel mai probabil. Cred că am fost păcăliți, cred că am fost foarte mulți oameni de bună credință și am crezut în chestia asta că vaccinul o să fie și așa mai departe. Și ca să închei cu COVID-ul, cu siguranță a fost o mare țeapă până în acest moment. Cu siguranță nici cei care au venit și ni l-au prezentat ca o soluție minune, acum încep și dau înapoi. Ține minte ce isterie a fost, ține minte că n-aveam voie la film, n-aveam voie la mall, n-aveam voie în magazin, nicăieri. Deci, pur și simplu, cei care sunt vinovați să fie pedepsiți cu pedeapsa capitală, care este disponibilă în fiecare țară. Da. Le doresc la mulți ani pe executare.